Eu azi am citit un interviu cel mai vechi a domnului Plăhotniu, care zicea că dacă eu aș controla totul din umbră, așa cum spune, anul 2016 ar fi fost mult mai bun. Noi să-mi spuneți că el, Plăhotniuc, l-a făcut pe domnul șef al statului, Plăhotniuc, geniu? Nu. Dar o persoană care a reușit să captureze instituțiile statului și nu a fost atât de greu să captureze instituțiile statului, nu este el primul. Voronin a făcut și el același lucru, doar că nu a ajuns atât de departe. Instituțiile sunt slabe și de aici e foarte ușor pentru oameni prost intenționați să facă acest lucru. Evident că nu pentru toți, dar pentru o bună parte. Dodon și-ar dori foarte mult să vină el în locul lui Plăhotniuc și să continue în același mod, pentru că ei asta fac. Asta este problema noastră. Noi avem o mare problemă cu faptul că instituțiile statului sunt slabe și trebuie să prindem oportunitatea când un Plăhotniuc pleacă și altul nu vine, iată atunci trebuie să prindem această oportunitate și să consolidăm câteva instituții cheie. Evident că instituții cheie ar fi cele de drept și aici mă refer la procuratură, centru de luptă împotriva corupției, probabil că în genere trebuie să dispară toată lupta împotriva corupției, trebuie să rămână la Procuratura Generală, dar câteva instituții cheie trebuie consolidate și atunci o să rupem acest cerc vicios prin care scăpăm de o persoană și vine alta. Evident că Plăhotniuc acum este ajuns cel mai departe, deci el a fost cel mai eficient în subordonarea instituțiilor statului, propriilor sale interese, dar